În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Hristos a înviat. Acum toate s-au umplut de lumină și în ceruri și pe pământ și în cerele de sus. Frați fraioși, iubiți credincioși și credincioase, prin binecuvântarea și vrerea lui Dumnezeu, am ajuns în această săptămână luminată, ziua de bine, în această săptămână în care ne-am bucurat de învierea Mântuitorului Iisus Hristos, care este învierea noastră. Această săptămână luminată, care ne aduce lumina lui Hristos fiecăruia în suflet. Și ne-am bucurat că am primit mesaj de la Îngeri, așa cum am primit și la nașterea Mântuitorului Iisus Hristos. Atunci, mesajul Îngerilor era: Mărire Duce de Sfântul Dumnezeu, făcă-mi pace între oameni până văire. Iar la învierea Mântuitorului Iisus Hristos, Îngerul a spus: Bucurați-vă! Hristos a înviat! Bucurie mare pentru tot sufletul că Fiul lui Dumnezeu, Cel care s-a răstignit, a fost înmormântat, a înviat pentru noi și pentru mântuirea noastră. Este o săptămână specială după praznicul praznicilor, sărbătoarea sărbătorilor, pentru că aduce fiecărui om încredere în Fiul lui Dumnezeu, ne aduce fiecare dintre noi lumina cea adevărată și totodată ne aduce fiecăruia încrederea că învierea Mântuitorului Iisus Hristos este cu adevărat deschiderea vieții celei veșnice a împărăției lui Dumnezeu. Sigur, însemnătatea este mare. Cinstirea noastră față de învierea Mântuitorului Iisus Hristos trebuie să fie la înălțime, prin rugăciune, prin credință și prin eliberare sufletească. Pentru că prin învierea Mântuitorului Iisus Hristos, prin spovedania și împărtășania noastră, am primit iertare de păcate. Și iată că astăzi, cu atâta bucurie, spunem din tot sufletul: Hristos a înviat. Dacă în vechime, în această săptămână luminată, veneau la botez catehumenii, cei care se pregătiseră să primească luminarea sufletească, să primească în suflet Duhul Sfânt, să fie botezați în numele Sfintei Treimi. Ei veneau pentru că de înviere simțeau înălțare sufletească, binecuvântare de la Dumnezeu și multă sfințenie, așa cum simțim și noi astăzi, în această zi de vineri a săptămânii iluminate, pentru că trebuie să menționăm că această sărbătoare de astăzi, numită izvorul tămăduirii, este dedicată mai
importantă pentru fiecare dintre noi, pentru că ne arată poziția și rolul Maicii Domnului în opera de mântuire. Și această sărbătoare de astăzi ne amintește de o minune săvârșită prin apa unui izvor, prin mijlocia Maicii Domnului. Pentru că peste acest izvor, după această minune, s-a construit o mare biserică în care mulți s-au vindecat, au primit harul lui Dumnezeu și mai ales tămăduire trupească și sufletească. Acest izvor material arată izvorul cel viu al mântuirii noastre pe Maica Domnului, la care găsim fiecare dintre noi speranță, mângâiere și încurajare în tot sufletul cel întristat și necăjit. Iubiți credincioși și credincioase, astăzi este și sărbătoarea cinstirii icoanei Maicii Domnului. Și așa cum am învățat că de fiecare dată se spune o rugăciune scurtă, dar adevărată, cu profunzime, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, iubește-ne pe noi păcătoși, tot așa trebuie să spunem: Prea Sfântă Marie, Maica de Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoși. Această rugăciune scurtă și cu multă profunzime ne ajută înaintea lui Hristos, ducând Maica Domnului rugăciunile noastre. Astăzi, în această vinere din Săptămâna Luminată, prăzbuim o asemenea purtare de grijă a lui Dumnezeu, săvârșită prin Maica Domnului, cea atât de aproape de fiecare dată de suferința neamului omenesc. Și întotdeauna este ajutătoare acelora care își pun nădejdea în ea. Astăzi, în toate Sfintele Biserici, în această zi a izvorului călătuirii, se oficiază Sfinția Apei Celei Mici sau Aliasă. În numele Maicii Domnului și în numele Lui Hristos, pentru că toți cei care vor bea din această apă sfințită nu vor afla doar vindecarea de neputințele sufletești și trupești, ci mai ales puterea de a ne întări în credință și a putea mărturisi cuvântul lui Iisus Hristos. Ne-am adunat împreună astăzi în Sfânta Biserică în duh de rugăciune, pentru că așa este bine pentru omul cel credincios să se închine în duh și în adevăr, pentru că cuvântul Evangheliei de astăzi ne spune: Casa Tatălui meu, casă de rugăciune se va chema. Și stând în Sfânta Biserică, rugându-ne împreună, putem spune și noi cuvintele. Stând în Biserica Marii Tale, parcă stăm în
cerul născătoare de Dumnezeu. Iată, iubiți credincioși și credincioase, că Maica Domnului este prezentă la fiecare slujbă săvârșită în Sfânta Biserică, pentru că trebuie să trăim în Duhul Învierii lui Hristos și să credem în puterea Cuvântului și în puterea Duhului Sfânt, care ne aduce binecuvântare și vindecare trupească și sufletească. Se cuvine ca fiecare să o cinstim, să ne rugăm Maicii Domnului, pentru că ea este acel izvor dăruitor, este izvorul încrederii, speranței noastre. În aceste vremuri, așa de tulburi, cu atâtea rele, cu atâtea ură, cu atâtea fapte nedemne înaintea lui Dumnezeu, Sfânta Fecioară îi ajută pe toți cei care se roagă, mai ales că este Marta iubirii, a iertării și a milei. Și ne aducem aminte că de multe ori și mulți părinți ai bisericii au numit România grădina Maicii Domnului. Dacă suntem fii ei, atunci să o cinstim și se va bucura și va duce rugăciunile noastre înaintea Fiului Său cel înviat cu câteva zile în urmă pentru mântuirea noastră și pentru luminarea noastră sufletească. Cu siguranță, mult și frumoase și folositoare cuvinte găsim a o cinstit pe Maica Domnului, pentru că iată această sărbătoare numită izvorul tămăduirii și pe care o prăzduim în fiecare vinerea, în săptămâna luminată, dedicată Maicii Domnului. Vedem că Maica Domnului călăuzește pe toți cei credincioși, pe toți închinătorii, pe toți cei care au nevoie de ajutorul ei. Să ne amintim două, trei stihuri din Acatistul unei vestiri. Bucură-te, ceea ce ești pomul cu umbră groasă, sub care se acoperă mult. Bucură-te, Maica Mielului și a Păstorului! Bucură-te, bucuria celor credincioși! Și multe alte stihuri închinate Maicii Domnului, pentru că ea este aceea care a adus pe lume pe soarele dreptății. Ea este aceea care este plină de har. Ea este aceea care de fiecare dată se apleacă spre rugăciunile noastre ale tuturor. Iubiți credincioși și credincioase, câteva fraze și despre istoricul și despre ființa acestei sărbători trebuie să amintim. Sigur că dumneavoastră nu ți-ați citit din acest istoric, dar potrivit unui scriitor bisericesc din tradiția greacă, care însemna la anul 1320,
cu un soldat numit Leon Marcellus, viitorul împărat Leon. Între anii 457 și 474. Și pe când era în drum spre Constantinopol, întâlnește în apropierea porții orașului, Poarta de Aur, un om care cu stăruință îi cere să-i dea apă, să bea, că îi e sete. N-avea de unde, pentru că nu era niciun izvor în preajmă. N-avea cum să-i ofere. Dar acest Leon aude un glas care îi spune: mergi mai înainte și vei găsi apă să-i dai acestui orb să bea. Merge mai departe, dar nu găsește. Și atunci același glas îi spune: intră în adâncul pădurii, că vei găsi. Și ia cu pumnii apă și dă-i celui însetat, iar cu pământul care va rămâne pe mâinile tale, unge ochii. Și a făcut aceasta și acel om s-a tăbăduit și și-a recăpătat vederea. Aceasta este minunea care stă la baza sărbătorii izvorul tămăduirii. De acest loc, după ceea ce acest Leon ajunge împărat, construiește o biserică mare unde s-au făcut tămăduiri multe, pentru că și-a dat seama că acel glas era glasul Maicii Domnului, care l-a îndemnat, care l-a dirijat spre acest izvor vindecător. În mare, acesta este istoricul acestei sărbători, izvorul tămăduirii. Și noi, cei de astăzi, să ne credem în Maica Domnului, că izvorește pentru noi multă tămăduire prin rugăciunile care le face înaintea Fiului Său pentru noi, ca apa sfințită de astăzi la acest praznic, izvorul tămăduirii, ne tămăduiește pe fiecare dintre noi. Este o binecuvântare de la Dumnezeu. Are multă sfințenie și de aceea, cu multe cinste, trebuie să o luăm, să o consumăm și să ne amintim de Sfânta Rugăciune. Preasfântă Marie, Maica Domnului, roagă-te pentru noi, păcătoși, în fiecare zi, să spunem aceste cuvinte către Maica Domnului, pentru că ea așteaptă să ne facă bine fiecăruia dintre noi. Doar noi să ne apropiem cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste de Mântuitorul Iisus Hristos, de Maica Domnului, de Sfinți și de Biserică. Amin.